În acest moment sunt anchete în derulare de către organele abilitate. Evident, este în principal interesul nostru ca beneficiar al acestei investiții să aflăm cauza care a dus la această tragedie. Ceea ce pot să vă spun concret este faptul că chiar astăzi domnul președinte Noel Arsene se află la București solicitând un sprijin pentru o soluție provizorie pe situații de urgență, un pod de pontoane prin care să asigurăm reluarea traficului pe relația rutieră respectivă. E greu de spus în acest moment care va fi soluția. Rezultatele anchetei vor determina cauzele care au dus la prăbușirea acestui pod și atunci vom decide în conformitate cu prevederile legale. Eu vă spun ca inginer, dar totuși nespecialist în poduri, din ceea ce am văzut în situații similare, care au fost destul de multe în întreaga lume, sunt în principal trei cauze posibile pentru astfel de tragedii. Cea mai întâlnită cauză este o greșeală de proiectare, care poate fi cauzată și de o greșeală de expertizare a podului înainte de realizarea proiectului. O a doua cauză, repet, sunt doar presupuneri acestea, o greșeală în exploatare, în momentul în care s-a circulat pe pod, acolo erau niște limitări în privința vitezei și a tonajului, rămâne să aflăm, sau o greșeală, dar mai puțin probabilă, de nerespectare a proiectului. De ce spun mai puțin probabilă? Pentru că lucrarea se execută sub supraveghere, sunt faze determinate, verificate inclusiv de inspecție de stat în construcții. Rămâne să vedem ce spune ancheta. În paralel și noi, în cadrul Consiliului Județean, analizăm toate elementele pe care le avem, să încercăm să tragem o concluzie, măcar preliminară, despre cauzele care au dus la această tragedie. Un beneficiar, când execută o lucrare, apelează la specialiști pentru o expertiză și realizarea unui proiect. E greu de precizat în acest moment dacă soluția tehnică dată de proiectant în urma expertizei realizată a fost soluția corectă sau nu. Eu zic că trebuie să avem răbdare, să așteptăm măcar indicii care să ne ducă spre o posibilă cauză.